Alexandru, urmează un alt moment culminant al spectacolului tău în care îți lansezi albumul. Așa este, după cum am spus și mai înainte, în Dobrogea am participat la majoritatea festivalurilor de gen. Acolo am avut onoarea și bucuria să mă întâlnesc cu un alt preasfințitul, Teodosie, un iubitor de muzică populară, în special muzica noastră bucovineană. Am simțit mare ajutor și binecuvântare din partea înalt preasfinției sale și îl invităm din tot sufletul. În aplauzele bucovinenilor, în aplauzele tuturor celor care ne privesc în acest moment de acasă. Alături de noi pe scenă, pentru că nimic în viață nu se realizează fără ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Bună seara și bine ne-am întâlnit aici, la Gura Humorului. Stimată doamnă Marioara Murărescu, mă adresez dumneavoastră mai întâi pentru că ați slujit cu adevărat folclorul într-un mod în care nimeni nu vă va putea egala vreodată. Dumneavoastră ați înțeles și ați simțit de unde vine folclorul. Ați crescut în casă de preot. Tatăl doamnei Marioara a fost preot, un vrednic slujitor, ecoul slujirii sale și acum este la București. Și iată, folclorul are rădăcini în spiritualitatea noastră românească. Nu poți să fii român și creștin ortodox dacă nu înțelegi și acest filon care aparține spiritualității românești, folclorul, încât am putea să spunem că este o simbioză între suflet și har, folclorul pe care noi îl interpretăm sau îl promovăm, îl ascultăm și cu el ne bucurăm. Sigur, aici am cunoscut pe Alexandru Brădățan acasă. A venit de aici, de la dumneavoastră, în Dobrogea, să ne aducă cântul bucovinean. Într-un an, chiar eu i-am oferit un premiu special, o icoană și ceva pe lângă acea icoană, care să-i fie de ajutor. Și în anul următor a luat marele premiu. A fost o emoție deosebită pentru mine să simt un tânăr cu rădăcini adânc aici, în pământul din care am odrăslit și eu, că aduce din Bucovina în Constanța acel buchet de cântece și îl răsădește la malul mării. A fost ca un schimb, ca un răspuns. Îi doresc mult succes și în fiecare an să adauge ceva la zestrea folclorului pe care îl promovează și să fie întotdeauna nemulțumit de ce face ca să urce mai departe. Mult succes și bucurii! Vă mulțumesc din tot sufletul pentru aceste cuvinte înălțătoare.